Astăzi, la bucătărie, se va mânca celebrii cartofi prăjiți de căcat dintr-o pungă congelată pe care am achiziționat-o. Eu tu aici, a? Eu tu aici. Am mai rămas. Ia uite, tată. Ia uite aici. Fiți atenți, jumate s-a dus dracu. Deci o punem la loc, aici sunt proviziile mele cu carne. Dar cel mai important lucru este acest crinat de cal. Fără eu. Băi, n-ai niciun E, deci să nu mă afșiule. Stai puțin că a căzut membrana. Deci ia de-n aici. Stai mă să vă citesc că nu mai știu cum să... Stai să-i lipesc fermoarul ăsta. Deci fii atent aici. Hos abjugu, ceva de genul. Dar nu se vede, frate. Și mi-am dat cu Google Translate, zic, bă, ce crânat e ăsta, mă? Și după aia am zis, bă, ăsta e crânatul ăla de cal, de zicea ăștia că se găsește și în supermarket, frate. Și îl prăjesc. Da, pe ăștia mănâncă, ca ăia îi bagă la... Bagă, uite aici îi bagă la asta. Da, tată, nu merge. Ca ăia, ei nu cresc ca să numai să-i călărească. Nu înțelegi? Deci îi călăresc să-i mănânci. Ia uite și ce avem aici. Două berule, o tigaie de căcat, era să pun ulei ca îl refolosim și crâna de cal în pula mea. Asta e, tată, faci foamea dacă... Ia uite, ghiveta e goală, pe semne că nu mănâncă nimeni. Deci în momentul în care vedeți o bucătărie atât de curată, asta înseamnă că aici practic nu mănâncă nimeni și că de fapt toată lumea moare de foame. Deci în momentul în care nu există pic de grăsime, uite și tu, frate. Deci dai cu mâna, frate, și-s mai curat decât mâna mea. Ca la burlaș. Deci nu se poate, frate, nu. Aici nu se mănâncă nimic, nu. Nu că la burlaș trebuia să fie vasele, uite până aici așa. Uite așa, să nu se vadă muntele, să nu se vadă casa lui ăla așa. Când vine ăla să citească contoarul, zic, mamă, să moară, frate, uite câte vase au ăștia în pune. Mamă, până la tavanul ăla și trebuia să fie. Dar cum? Ia uite aici. Dero, uite, ăștia sunt noi. Fii atent, ăștia sunt noi, frate. Deci, clar, dacă nimeni nu spală vase, înseamnă că nimeni nu mănâncă nimic, deci toată lumea moare de foame, frate. Așa se trăiește aici. O pâine prăjită mai facem și noi. Hai că mi s-a ard jafurile astea. Da, bă, fraților, cam despre asta e vorba aici la noi. Totul e pe bază de foame și nu mai pot de foame, adică două chestii. Să prăjim asta. Și o să punem, uite, niște lapte, uite acolo, niște lapte. Deci o, cu toate o să le combinăm cu lapte. Să vedeți aici ce meniu, ce plating o să facem aceea. Revin cu o poză la platingul final, că am niște sosuri de alea cu chimicale bestiale. Deci toate mizerile de nu le cumpără ăștia, le cumpărăm noi în pula mea. Ceau. Uitați, fraților, aici avem o... Ceaușescu. Avem aici o farfurie cu mizeria asta. Cu ce am prăjit în ea, cu toate ce ați văzut în tigaie, frate. Și cam atât. Și din farfuria asta, gândiți-vă că mâncăm 7 oameni de 2 ori pe zi. Cu o singură furculiță, adică fiecare mănâncă, curita. De exemplu, acum... Galina Blanca. Acum mănânc eu o singură dată, știi? Iau o gură și am mâncat. Peste oră mănâncă colegul meu, peste oră. Și noi până dimineață, deci 9 și dimineață trebuie să ne ajungă farfuria asta. Vedeți că e mare, adică acum ne și permitem, știi? Înțelegi? Deci, dintr-o singură farfurie mâncăm, cât suntem, 8 oameni? Cu 5 sus? 9 mâncăm. Uite că mai aducem și pe cineva, știi? Că nu ne ajunge atâta, deci... Da. Asta, în schimb, asta nu e, asta nu e, ea nu există, ia uite și ora. Deci asta este o iluzie optică, nu mâncăm. De fapt, plita e o plită, știi, deci aici nu e. Deci asta e masa la toată familia, mai și chemăm, frate, întâlnire, adică la modul ăsta, știi. Iar berile astea ne ajung pe cel puțin 2-3 săptămâni, adică mă, atât alcool, atât de străpălă, morții. Nu. Deci uitați-vă și voi cât de mare e berea asta, frate, are 0,33, stai să vă arăt. Stai, frate, să vă arăt, 0,33, uite, tată, uite cât alcool în frate, 4,6, nu se poate. Frate, deja e destrăbăl aici, nu se mai știe, dacă o bere de asta o bem toți, nu se mai știe mâine nimeni la muncă, frate, deci în halul ăsta, absolut nimeni nu mai merge la muncă mâine. Nu, uite, nici de Crăciun, nici de Paște nu poți să bei în halul ăsta, în culea. Alcoolici, uite și tu și-au luat două beri, frate, cu alcool, adică nu...
Și uite, castravetele ăsta a murat, de ce credeți că e aici? Să-și revină după berea asta, după alcoolul ăsta imens în pula mea. Ce dracu de... Uite aici, fiată. Asta e hrana pe săptămâna viitoare. Uite, sunt oameni care își fac de, pentru astăzi, deci luna asta pentru luna viitoare. E atâta mănâncă din tigaia aia, cum era în fetița cu chibriturile, la modul, deci o săptămână întreagă mănâncă din cartofi, frate. O familie întreagă mănâncă aici. Și economie, frate, de aia sunt ăștia unde sunt și noi, cu grătare și cu pula mea, înțelegeți? Nu găsești, frate, nimic, care asta este. Ceaușescu. Nici cu Ceaușescu nu. 6-6 miliția.